Proprietarii de pajiști permanente care le utilizează pentru pășunatul animalelor sau producerea de furaje nu au voie să le scoată definitiv sau temporar din circuitul agricol. Măsura a fost republicată în Monitorul Oficial. Noile modificări la legea pajiștilor au intrat deja în vigoare și sunt de mare importanță pentru crescătorii de animale. Dat fiind faptul că schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor permanente, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007, în alte categorii de folosință este interzisă, există totuși și excepții. În cazul în care terenurile ocupate cu pajiști permanente care prin degradare sau poluare și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenurile pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Pentru terenurile ocupate cu pajiști permanente prevăzute mai sus, aprobarea schimbării categoriei de folosință se face în conformitate cu prevederile legii numărul 18/1991, republicată cu toate modificările și completările sale ulterioare. Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosință a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol. După înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosință în registrul agricol, beneficiarii au obligația să solicite actualizarea categoriei de folosință a imobilului la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, competent pentru imobilele înregistrate în sistem informatic integrat de cadastru și carte funciară, în termen de 30 de zile. În decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință se va menționa identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Ce sunt pajiștile permanente mai exact? Fie că le spuneți pajiști, pășuni sau fânețe, aceste terenuri sunt consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee, cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin 5 ani. Această noțiune poate include și alte specii, precum arbuștii sau arborii, bune pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante. De specificat că dacă vreți să cereți subvenție la APIA pentru aceste suprafețe pe care le dețineți, trebuie să știți că în categoria pajiștilor permanente intră și pășunile împădurite cu consistența mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră, pășunile alpine și pășunile situate în zonele inundabile ale râurilor și în lunga Dunării și rezervația biosferei Delta Dunării.